Biroul Politic Național a hotărât ca toate organizațiile județene să finalizeze în perioada următoare propunerile pentru listele de parlamentari, în așa fel încât, în data de 20 octombrie, la ședința Biroului Politic Național, toate propunerile să poată fi incluse pe ordine de zi și validate. Aceasta este o chestiune care ține de pregătirea alegerilor parlamentare. O altă chestiune care a fost discutată astăzi a fost poziția grupului PNL din Senat la proiectul trimis de președintele României pentru a fi reexaminat legat de verificarea plagiatelor. Veți primi în câteva minute poziția partidului așa cum a fost decis astăzi și cum au fost mandatați parlamentarii să voteze. În ceea ce privește chestiuni legate de județul Bihor și de alte județe unde există mai mulți solicitanți, mai multe persoane care și-au exprimat intenția de candidatură decât numărul de locuri eligibile, în Bihor există o procedură în curs. Această procedură va fi finalizată în perioada următoare, iar în baza acestei proceduri urmează să fie stabilite listele electorale. E vorba în principal de cele 6 locuri eligibile, 2 la Senat și 4 la Camera Deputaților. Și în mod evident, azi au fost discuții legate de faptul că în această primă evaluare, când au fost propuse 5 persoane, doamna Lucia Varga nu s-a regăsit pe aceste 5 locuri. Urmează o a doua etapă pentru următorul loc, care va avea loc săptămâna aceasta și săptămâna viitoare se va încheia procedura. Ca urmare acestui fapt, doamna Varga și-a anunțat demisia din funcția de președinte a Organizației Femeilor Liberale, de copreședinte. Aceasta este că nu ceea ce vreau să declar. Doamna Varga acuza o dictatură a listelor, însă vă acuza direct pe dumneavoastră. Cum s-a făcut acea evaluare și de ce n-a fost inclusă? Nu există un vot exprimat care a fost adoptat cu 26 de voturi pentru, secrete, și 3 voturi împotrivă. În mare, nu se poate pune problema de o dictatură sau de elemente de genul acesta. Dar așa cum v-am spus, această procedură este în curs. Nu există în momentul de față o ordine stabilită pe liste. Urmează că această ordine, cine candidează la Senat și cine va candida la Cameră, să fie stabilit, așa cum v-am spus, până săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! În ceea ce privește pe diaspora, veți primi comunicatul de presă în câteva minute. Vă pot informa, ca și informație generală, că PNL a strâns peste 815.000 de semnături, care urmează să fie depuse astăzi, pentru participarea la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Încă o dată vă mulțumesc!